Bună din nou! În prezentarea mai devreme v-am arătat cum îmi fac eu salata de bază și v-am spus că am pus nuci acolo sau semințe și un lucru care nu vi l-am am omis să vi-l spun, un alt lucru care puteți să-l puneți sunt semințe de floarea soarelui sau semințe de dovleac, aici am semințe de dovleac. Deci orice fel de semințe, pentru că ele conțin un ulei sănătos. Acum vreau să vă arăt, vedeți, noi în România punem sare, oțet, ulei și un pic de zahăr și am făcut acolo o salată. Sunt mai multe feluri pentru ca să avem varietate, să putem să mâncăm sănătos fără să zicem, măi, m-a săturat de salată. Schimbăm întotdeauna dressing-ul. Dressing-ul este, este ceea ce punem noi în salată. Și o să vă arăt mai multe dressing-uri foarte faine, delicioase, vă spun, dacă le încercați, este extraordinar. Dressing-ul pe care vi-l arăt acum, astăzi să văd cum se numește. Se numește dressing de banană cu nuci. Și, deci, o să folosesc borcanul ăsta, sper să fie suficient, că puteam să folosesc și ăsta mare care se folosește. Deci blenderul ăsta are mai multe recipiente. Ăsta dacă faci smoothie, ăsta dacă faci o porție mai mică de atâta. O să încerc să folosesc ăsta, sper să îmi ajungă. Și vă spun ce ne trebuie aici. Aici am oțet balsamic. Dacă nu aveți balsamic, folosiți altceva, dar oțetul balsamic este ceea ce prescris. O să-l pun aici așa. Este cam un sfert de cană. Vedeți, asta e cană gradată. Și aici este un sfert de cană de oțet balsamic. Ăsta este oțetul balsamic pe care îl am în casă întotdeauna. Ce mai folosim? Banană, bineînțeles. Am două banane. Pardon, uite așa. Două banane le-am curățit deja dinainte. O să le tai așa în câteva bucăți, fiindcă paharul ăsta este mai mic și se încapă. Punem două linguri de nuci. Da? Le pun aici. Deja eu le-am măsurat. Eu folosesc întotdeauna astea de măsurat. Deci două linguri sau o jumătate de lingură sau linguriță și mai departe. Două linguri de raisins. Cum le numește? Iar uit. De a struguri de a uscați. O să-mi vină în minte. Știți dumneavoastră ce e? Raisins. Bun. Și aici pun niște semințe de in. Vedeți, semințele de in sunt așa, dar nu le folosim niciodată cum sunt, pentru că trec prin noi fără să facă nimic, trec ca prin păsări. Le-am dat prin râșnița de cafea și le-am făcut așa mărunte. Le pun, deci tot două linguri, da? Așa. Și cam atât. Atât. Deci, ce am pus? Banană, oțet, nuci, raisins și banană și semințe de in. Da. Ok. Și le amestecăm. Asta face două porții. Dacă vreți să faceți porție mai mare, o dublați. Ok. Și o dăm să... să pun și apă, că mi se pare că este foarte... Nu ne spune să punem apă. Dar dacă vreți să puneți apă, să-l faceți mai lichid, puteți. Ia să vedem cum arată. Ei, arată foarte cremos. Eu aș pune un pic de lapte de... Puteți să puneți lapte de migdale sau lapte de soia, cum doriți dumneavoastră. Eu am și de migdale și de soia. Lapte de migdale este bio. O să pun niște lapte de migdale aici să-l fac mai lichid. Sau puteți să puneți apă.
pur și simplu. Să-l facă un pic mai lichid, să poată să se amestece bine cu salata. Nu fi uitat și nu a făcut rețeta să pună... Ok, ia să vedem. Și așa e groasă. O să mai pun. Pot să pun și apă. Uitați, o să pun și apă. I'm going to put some water. Because this is too creamy. I think they have forgotten to include water. Cred că am uitat să includ apa. O rețetă. Mi se pare foarte... Așa. După ochi, după ochi. Îl faceți cum vă place dumneavoastră, dar astea sunt ingredientele, da? Și... Ok, să nu acopăr aici. Ia să... să fie aspectos, puteți să-l puneți în borcane din astea și să-l serviți așa. Deci îl pun aici, dau jos și îl turnăm în niște pahare speciale pentru dressing. Ia uite ce cremos este, domnule! Bine am făcut că am pus apă, să știți. Și apă. Deci nu trebuie să vă faceți probleme dacă nu aveți. Și punem ăsta așa. Și ăsta are un loc aici pe unde se poate pune. Și după aceea îl puneți la frigider, da? Și îl puneți peste salată după gust. Punem și ăsta aici așa. Unul punem la frigider și îl păstrăm. Păstrați câteva zile. Rezistăm. Ok. Ok, vreau să ling. Ok, nu lingem. Ăștia ne spun să nu ne atingem fața cu mâinile în perioada aceasta de COVID. Ok, deci acum punem peste salată. Cât vreți dumneavoastră de mult, cum vă place. Dar vreau să o pun și să o gust ca să vă spun cum este. Da? Deci o să... Ia, uitați aici așa. Pun peste salată, o amestec frumos și acum să vedeți ce gust are salata mea. Mm. Cu salata de demonstrat în public este mai delicat că sunt frunzele mari și trebuie să deschizi gura mare. Dar o să încerc. Ok? O să încerc. Ia să vedem. E bună. E dulce pentru că are raisins. Cum îi zice mai la raisins? Vi le arăt. Vi le arăt ca să știți ce sunt. Raisins. Aici. Ia. Cum le zice domnule? Mereu, uite la fructele astea, struguri de aia uscați, da? La fructele astea întotdeauna mă încurc și nu-mi vine în minte numele, semne de bătrânețe. Dar este foarte bună salata, cred că o să mai pun un pic. Și ce bună este, ce bună este. Vă recomand să încercați, dar ce vreau să spun, pentru că noi căutăm să mâncăm sănătos, nu uitați ce v-am învățat mai devreme, faceți-vă un bol mare de salată și țineți-l acolo să-l aveți câteva zile sau să-l faceți pentru toată familia. Și după aceea îl serviți în bolurile astea mici și aici o puneți dressing-ul, nu aici. Ăsta rămâne că dacă nu puneți nimic în el, se păstrează timp de câteva zile.
Bine, gata! Eu sper să încercați și Dumnezeu să vă binecuvânteze și poftă mare! Nu uitați să-mi dați un like!